Sebastian, ce faci? Pe aici cu sărbătorile, tu? Da. Având în vedere că noi, Alianța Viperele, suntem și am fost până acum, așa cum cu toți ați văzut, am fost pe Roberta. Ce părere ai de faptul că după 11.000 oară Roberta a postat la story că eu și Virginia ar trebui să fim trase de păr? Nu cred, iarăși. Asta în vestiar, de ce trebuia să ajuți iar aici? Și de când am clarificat treaba asta? Pentru părerea... Nu, nu se poate, mi se pare... Vreau să spun eu cum a fost situația. Pentru că am vorbit în vestiar și am spus că înainte să intru în emisiune am primit foarte multe mesaje de la susținători și poze și, mă rog, am repostat pozele și ce am primit și nu m-am uitat la fiecare detaliu în parte. Și apoi am citit într-un mesaj, era într-un colț, lăsați-mă să vorbesc, și după era într-un colț un mesaj, ceva de genul. Sebastian. Era menționat Andreea și a zis: Andreea, te rog să o tragi de păr pe Virginia sau ceva de gen. Și pe nu Virginia, Giulia, Rebecca. Mă rog, da, pe voi. Și nu văzusem. La două minute după... Avem părul disponibil. Stați așa, stați așa. Dar nu mai e Andreea, mă iertați, eu mă așez. Alianța, dacă a fost într-un colț așa micuț... Am șters imediat. Andreea! Că bine de oriunde. Nu, Sebastian, l-am șters la două minute după cât am spus, am văzut și am clarificat. Oare dacă în colțul ăla micut scria o înjurătură sau o jignire despre tine, oare îl mai posta? Te întreb. Tu nu citești și pui la story, mă prostești pe față? Spus că le-am pus pe toate, în același timp nu m-am stat să citesc fiecare detaliu, după am citit și l-am șters. Da, Roberta... Am și o întrebare. Era un singur story. Am și o întrebare. Nu, erau mai multe. Era unul singur. Am și o întrebare. Dacă sunt atâtea discuții despre chestia asta de repostat, cum poți tu să repostezi ceva fără să citești de 5 ori minim? Pentru că în tot mesajul ăla la început era scris despre mine frumos și nu l-am repostat direct. Nu am stat să citesc ce era mic jos în colț. Da, dar nu era mic, era într-un colț. Noi am văzut din era prima. Era cu tot cu tag. Deci nu știu cine în lumea asta nu știe că atunci când dai tag se mai pune și o bară sub nume. Ok, și în vestiar v-am spus că nu am văzut și am șters. Am clarificat asta. Nu, dar e clarificat pentru tine. Nu mai știu să știu ce părere au și băieții. Bun, Roberta, coincidență sau nu, culmea că fix la tine s-a întâmplat greșeala asta care ai făcut totul la fel intenționat. Da, am spus de tare să nu te iubească. A durat două minute să văd și am șters. A durat două minute să văd și am șters și le-am spus în vestiar. Vorbim la modul cel mai serios acum. Nu că oprești. Ei, alo, film, oprește. Nu film, că am nume, Rebecca. Rebecca. Mulțumesc. Nu a fost două minute. Eu am screenshot în telefon și când am făcut eu screen, când am văzut eu după fete, erau deja trecute vreo 14 minute. Dar cum face? Că voi m-ați scos de pe Instagram, dar sunteți nostru pe Instagram-ul meu. Mă, nu, asta era fost. Așa, Roberta, trebuie să înțelegi. Așa cum tu primești, primim și noi. Și m-am spus că nu am văzut. Și am fost etichetate, da. Și v-am clar vedea. Crede-mă că în momentul am spus că eu țin să cred. Stați puțin, vă rog frumos. Țin să cred că odată ce ai primit un mesaj, okay, și discursul mesajului începe cu vorbe frumoase și mai citești pozând cu ochii mai jos, ai impresia că e un mesaj de bine, adică da, nu ai de unde să știi că el, de acord, se termină... Dar nu-l repostezi, ok? Când repostezi, eram deja, etichetată, deja au fost multe discuții despre subiectul ăsta, ar trebui să ai puțin mai multă grijă, da, că deja au fost niște discuții și îl citești pe că tot, nu? L-aș fi repostat special, dar nu am văzut pe moment și imediat, după l-am șters când am văzut și v-am spus chestia asta, voi nu mai știți cu ce să veniți aici. Ai venit ieri în gală cu un subiect care nici măcar nu era vorbit, nici măcar în vestiar, nu știu de ce îmi spui tu mie să nu vin eu, eu vin cu ce vreau eu, din moment ce tu vii cu ce vrei tu. Am deschis eu subiect. Tu, Rebecca, Sebastian, dar și dacă la fel de mic ar fi fost scris cu tag către Sebastian, cum ai tu pe Instagram, dacă ar fi fost, dar lasă-l pe ăla, că nu-i de tine. Era okay, mic, era atâta. După. Era atâta textul. Era atâta textul cu tag, care știm cu toții că se vede tagul, sare în ochi când etichetezi pe cineva. Dar când a fost asta, Julia? Acum, înainte, am repostat eu niște story-uri, înainte să intrăm. Roberta, scurt. Da.
Eu mă gândesc așa, având eu nu cred că a făcut intenționat. Păi normal, da, 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 aveți cum să ziceți că a făcut intenționat dacă mesajul a început cu vorbe frumoase. Exact. Păi da, mă frate, dar dacă ea știe că au mai fost discuții pe tema asta, păi citești tot mesajul și mai ales că acum e persoană cu lanță. Păi trebuie să-l citești, trebuie să-l citești, frate, pentru că a creat... Ce vrei? O să postez și eu. A creat un precedent. Sebastian, nu o să citești tot, din păcate. Nici Julia, toate comentariile, o să citesc că scrie acolo ceva, dar nu o să mă intereseze și o să dau și like-uri și o să și postez. Chiar adică, sunt curioasă cum o să te simți și dacă adică chiar o să mai nou, pe mine? Mai nou? Da! Poți să mă postezi. A, bine! Dacă cu asta te dar face să te simți bine sau cu asta te hrănești, fă-o! Că păi ce crezi? Între ea mine și ea nu știu nimic, tu! Asta ce să ce se hrănești? Ea se pare normal? Asta. Stai puțin, te rog! Ți se pare normal? Nu mi se pare normal, doar că dacă mesajul... Mesajul respectiv... Dacă mesajul respectiv a început cu vorbe frumoase, poate nu s-a așteptat ca într-un final să fie vorbe nasoale. Da, mă, frate, dacă știi că ai avut situații de genul ăsta, trebuie să-l citești tot, nu? Dacă știi că ai avut situații de genul ăsta, citește-l tot și după aia repostezi, că acum că ești persoană publică. Auzi, și așa... Auzi, vrei să-ți mai spun și eu ceva? Ia, zi ceva. Sunt lovit în cot și nu știu cum se face că tot în cot mă lovesc când mă lovesc. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Așa. Și ce ai vrut? Cam așa. A pățit și ea. Puteți să vă opriți ca să se dea. Bun. O să vorbești și în față. Acum nu, frate. Dar, deci nu se poate, deci nu se poate. De două minute vreau să zic ceva. Zi, fată. Păi, ce-i și atâta? Ți se pare normal să te promovezi să fiu trasă de păr la televizor? Se pare normal? Să fii trasă de păr? Da, așa scria. Să vină să mă tragă de păr. Mă, nu a făcut-o intenționat. Opriți-vă că nu a făcut-o intenționat. Sebastian, te întreb altceva. Se pare normal să fii trasă de păr la televizor? Da sau nu? Da, ai fost trasă, așa, direct? Eu te întreb, este normal să promovezi așa ceva? Da, dar, dar nu a promovat într-un mod direct. Nu a făcut-o... Sebastian, dar tu ai văzut postarea respectivă? Nu! Păi și atunci... Păi am știut imediat. Spun din punctul meu de vedere că putem păți absolut toți de aici. Dar ce dacă un mesaj începe cu vorbe frumoase și nu-l citești până la sfârșit, de unde deci, să știe păi de ce nu-l citești? De ce nu-l citești dacă... Pentru că au fost foarte multe, frate, nu am apucat să le citesc pe toate. Păi, dar nu-i problema mea, omule, dar nu e corect. Am primit foarte multe mesaje și am postat primele din pe care le-am. Primiți mesaje, Giulie, tu primești mesaje. Voi primiți mesaje. Voi, băieți, primiți mesaje. Da. Da. A, credeam că doar ea. Mă scuzați. Păi nu, și chiar am primit și cu Roberta chestii, dar niciodată... Am primit o grămadă. Păi da. Dar toată lumea ține, asta e ideea, doar că noi nu le dăm valoarea pe care o dă ea. Dar nu-i problemă că le postează. Ideea e să aibă grijă ce postează, pentru că a avut și situații precedente. Bun, acum fii atent, eu vreau să încerc ceva pe Sebastian, ok? Sebastian ia apărarea, Sebastian este interesat de ea. A zis că a postarea... Să fie o altă situație. Are două greșeli făcute intenționat. Ea a recunoscut că le-a făcut intenționat. Tu crezi că a treia e greșeală? Care a făcut? Noi orice îi spunem, a treia situație de astăzi. În situația de acum, dacă o șters imediat, e greșeală. Care imediat? După ce am discutat eu și Virginia și Virginia, stai, Robi. Virginia i-a spus în vestiar, mă, dar ce-s cu copilele astea? Ce fapturi agresive ai? Nu am știut de mesajul ăla acolo. Deci a fost o poză. Roberta v-a spus vouă în vestiar, băi, vedeți că v-am postat din greșeală sau ați sesizat vreun? Nu, el a văzut. Noi. A, voi ați sesizat. Eu nu am văzut. Deci eu le-am repostat. Deci fiar, a șters după ce i-am spus eu da, că ai niște fanpage-uri cam agresive și ea zice, bași copilele astea în seamă și eu am zis, păi tu le bagi, deci, că da, tu le repostezi. Și atunci am văzut, când a zis de repostat, m-am uitat și am văzut că într-adevăr păi, într-un normal, colț era după ce ți s-a vorba asta. Deci dacă ea a zis, bași copilele astea în seamă, scuze-mă Ștefania, nu înseamnă că ea a citit ce scriau copilele? Da, noi, Rebecca, dar eu vreau să-mi văd fac. Înseamnă treaba asta. Dă-te că vrea să-și vadă treaba asta. Și am spus, probabil sunt mai mici, nu le băga în seamă. Și ea a zis, păi tu ai repostat. Și păi ce să, am stat și m-am păi ce uitat. Ce să bagi în seamă dacă tu ai zis că n-ai citit mesajul? Atent, păi nu am citit, ea mi-a Rebecca, zis că am citit. Eu am o altă întrebare și asta poate fi în apărarea Robertei cumva. Fii atentă, Rebecca. Dacă ei i s-a atras atenția, credeți că ar fi făcut-o iar? Da! Da. Nu aveam cu ce scop? Patrick, i s-a atras atenția acum, 15 minute mai târziu a făcut același lucru. Pentru că mă întreb dacă e greșeală. Pentru că nu era nicio jignire în a doua, voi ați vrut să pară ca și cum a fost o jignire în a doua postare. Și care ar fi scopul?
Eu, poți să vorbesc deci, eu? Da. Băgare de seamă, ceartă cu noi? Cum poftim? Care să nu, nici măcar, am spus. Băgare de seamă acele... și ceartă cu noi. Crezi că poziția asta de victimă nu prinde? Rebecca, zi, te rog frumos. Patrick, vreau să-ți întreb și eu ceva. Eu am o secundă, să zică și Rebecca. Așa, mulțumesc. Păi știi de ce? Păi ieri ți se pare că a băgat-o cineva în seamă, s-a citat cineva cu ea? Nu, păi ea cu ce să mai vin aici dacă noi nu-i spunem nimic? Păi dacă voi vă atacați, nu-i vina mea. Pa. Cine s-a atacat, eu sau bai. Puțin. Eu tind să cred că de data asta chiar a fost o greșeală, dar Roberta... Acum două minute ai zis că nu crezi că e greșeală. Ascultă-mă, cred că e greșeală pentru că a șters-o imediat ce i s-a spus chestia asta, dar trebuie să fii atentă pe viitor și da, să citești dacă știu. Tot postezi mesaje, să-l citești până la capăt. Și a doua oară a șters imediat după ce i s-a spus, deși ai postat intenționat. Deci, da. Nu. Atunci vreau a fost cu intenție. Și pe voi, vi se pare jignire că era într-un mesaj mai lung, a scris o susținătoare. Nu înțeleg de ce Rebecca era ok dar cu tine ieri. Dar nu ăla, adică nu vreau, eu am văzut porțile mișto din mesajul ăla. Nu vreau să tac. Ia, stai, Rebecca, liniștește-te. Nu vreau. Nu vrem să vrem agresiunea. Roberta, ia se vede peste noi, trebuie să vorbească doar ea. Agresivitatea, scuze. Vorbești pe lângă subiect.